I go and everywhere I go, I know these people always looking at me, looking at me. That's how it's supposed to be, with everybody always looking at me. Am devenit staruri peste noapte. Transformase mansarda liceului în The Croppers Headquarters. Cine ar fi crezut că sunt atâția oameni care vor să-și upgradeze viața? The Croppers devenise un imperiu, locul în care decupam orice felie de realitate într-o verticală perfectă. You name it, we crop it. Primeam atât de multe cereri că nici nu mai știam cum să le facem față. Hei, ia fiți atenți, ne-a Cristina. Ce? Hello, sunt Tina și mereu mi-am dorit să urc pe munte, dar mi-e cam frică de înălțimi. Ok, hai, dă-te la o parte. Hai, lasă-mă să fac poza asta. Bă, o iei de aici? Mersi. A, stai că știu ce-i răspund. Lia? Da. Cum sună? Deci, dragă Tina, te vom purta pe cele mai înalte culmi... Ale riciului, nu? Ale riciului, da. Cu un set de verticale perfecte. Sau de invidiat. Da, da, îmi place. Gata? Imediat. Când imediat? Imediat am zis. Imediat am zis când... 5, 4, 3, 2, 1... Nu, stai! Gata! Bun. Am terminat. Asta e? Aha. Ce tare. Cum ți se pare? Super tare. Da, hai că mergi. E ok. Bravo, Flo. Curierii erau noii noștri BFF. Ne livreau propsurile dimineața, la prânz și seara. În sfârșit puteam comanda orice dădea bine pe net, plus tot ce ne lipsea și ne doriserăm vreodată. Da, Ina, zi. Nu știu, nu pot să vorbesc acum, te suni mai încolo. Da, bine, bine, hai, pa. Avem un protagonist bombă. Cine? Liviu. So tell me when you need it, I'll be there by your side. You're fine and beautiful, I will always admire you, even when we're apart. Liviu, îți ia mai puțin de 2 secunde să-l citești. Stă în casa doamnei Olga de mic, o alintă doamnă O, deși e mătușa lui cu acte în regulă. Believe me when I say I'll be around forever. Ce un ultra cu minte cu vise de tough guy. Deci, ai pe cineva care te inspiră? Kanye. Cineva care îți place? Kanye, rapperul. Știi, Liviu? Kanye e undeva pe aici. Și tu? Și tu o să fii undeva cam pe aici. Panica lui numărul 1. N-are haine de firmă. N-are look-ul ăla pe care l-au cam 147% din generația lui. Deci nu doar că n-are haine de firmă, Lia, te rog, eu spune tot, hai. Se îmbracă numai în haine croite de doamna O, care e specializată în cămă și pantaloni cu bretele, ceea ce pentru un licean din zilele noastre ar fi mai grav decât dacă ai comite o crimă. Deci ar fi un masacru. Long story short, norocul lui că n-are pe noi. Guys, nu o să vă vină să credeți cine mi-a dat follow. Cine? Remember Marius? Like that Marius? Like perfecțiunea întruchipată Marius? Ce ai, mă? Sigur e cont fake. Cum să fie, mă, fake? Uite-te și tu, are 1 milion de follower, are mii de comenturi, sigur e el. Nu, cred, mă. Du-te și uite-te de pe contul tău. Lia, ai de gând să continui sau preiau eu povestea? Scuze, so, totul mergea nu bine, extra bine. Perfect! Ne căutau nu doar oamenii de rând, ci și influencerii sau brandurile. Opa! Avem de lucru pe teren. A perfect house crop. Bum, bum, bum. Wendy, oh, Wendy, you complete me. I've been such a fool. Xenia are părul perfect aranjat. Adi e mai creț din fire. Xenia și Adi tocmai se mutaseră împreună. Visau la o casă cu grădină, dar nu și-au permis decât o cameră de cămin la marginea orașului. Tot e mai bine decât nimic atunci când ești îndrăgostit. Când nimic, normal, da. Și?
Când începeți renovarea? Renovarea? Ce renovare? Așa scrie pe site, nu? Da, e... A, nu o să fie nicio renovare propriu-zisă, o să fie o renovare virtuală. Ca noi o să vă oferim cumva imaginea unei case proiectate. Da, exact. Am înțeles, Păi așa ai înțeles și tu, nu? Când ai intrat pe site. Păi tu n-ai să intri pe site. Da, mai știu ce ți-am zis, să intri pe site, dar dacă intri pe site, citești și tu, nu dai click așa, iurea, dai click, hai să dăm click, iartă-mă un pic, ce e ok, nu, ce e ok în asta, că nu înțeleg. Deci tu ai intrat pe site și ai găsit un buton, nu știi, ai zis, guys, e ok, chiar e ok, hai să gândim puțin outside the box. Ok. A, perfect, a venit și camionul. Bine ați venit în noua voastră casă verticală. Vă rugăm. Lia, vezi că sună ăsta. Mersi. Alo, bună ziua. Da, bună ziua, domn director. Da, eu sunt. Da. Dar am făcut ceva? Da, mulțumim, o să fim acolo. Mulțumesc. La revedere. Guys, suntem chemați la director. Directorul școlii, ales în unanimitate de tot corpul profesoral an de an. La el, totul trebuie să fie la dungă. Când zic la dungă, zic perfect. Omul e un ceas elvețian cu cravată și costum. Dar asta nu e singura lui ciudățenie. Are o rivalitate celebră cu directorul liceului de vis-a-vis. Păi bine, măi copii. N-ați găsit aloc în afară de podul liceului? Nici n-avem aprobarea ei să ne reclamă ăștia. Mă băgați în belea. Cine v-a dat voie să vă instalați acolo? Cu voi vorbesc. Ori vă semnezeți matricularea. Bad news. Deci n-avem nicio șansă. Ne-am înțeles? Covoroșu dubla 1. Nu trebuie să-mi dai un răspuns acum. Te gândești. Ok. Și îmi spui.